Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii organizată de editura Herald. Este vorba despre Zilele Sănătății Mintale. Alături de noi este astăzi Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting. În fiecare an, pe 10 octombrie, este Ziua Internațională a Sănătății Mintale, prilej de creșterea gradului de conștientizare și educare la nivel internațional în privința sănătății mintale. Problemele de sănătate mintală sunt tulburări care afectează starea de spirit, dispoziția, gândirea, atitudinea, comportamentul. Aici sunt incluse foarte multe aspecte, începând, eu știu, cu depresia, atacuri de panică, tulburări de anxietate, schizofrenia, tulburări de alimentație, de asemenea comportamentele adictive, comportamentele de dependență. Însă, sănătatea mintală înseamnă mult mai mult decât absența unor tulburări psihice. Sănătatea mintală este o componentă a sănătății noastre generale, prin care fiecare, până la urmă, dintre noi își realizează potențialul intelectual, afectiv și relațional. Am ales o carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag. Este vorba despre cartea Pe locuri, fiți gata, respirați, practicați mindfulness alături de copiii voștri pentru diminuarea crizelor emoționale și o familie mai liniștită, scrisă de Carla Naumburg în colecția Mindfulness a editurii Herald. Problema nu este că gândim, ci că cei mai mulți dintre noi au tendința de a lua în serios orice gând care le trece prin cap, indiferent de calitatea, justețea, relevanța sau utilitatea sa, până la urmă. Avem tendința de a ne pierde cu ușurință în hățișul ideilor care ne trec prin minte și alocăm exagerat de mult timp și energie pentru a le cerceta, pentru a le înțelege, a le deconstrui, a le depăși sau a le învinge. Se întâmplă foarte rar ca acest proces să ne aducă un plus de luciditate. Cel mai adesea ne adâncește în, am putea spune, galeriile întortocheate ale creierului nostru, ale minții noastre și ne îndepărtează de experiența noastră reală, adică de singurul loc de care putem realmente schimba ceva în viețile noastre. Pentru că Iulia, pe lângă faptul că este psihoterapeut junghian, este și instructor de Aware Parenting și am discutat foarte mult în ultimul timp, multe materiale, interviuri legate de felul în care ne creștem și ne educăm copiii, felul în care încercăm să avem o relație sau să construim, să dezvoltăm o relație cât mai armonioasă, cât mai echilibrată cu copiii noștri. Pornind de la acest context legat de Ziua Internațională a Sănătății Mintale, cum putem noi face ca prin mindfulness să îmbunătățim relațiile pe care le avem cu copiii noștri? Și aici mă refer la a arăta empatie, a arăta compasiune față de nevoile copiilor noștri, a fi cumva echilibrați și armonioși, să nu fim iritați, să nu fim foarte agitați, să încercăm pe cât posibil să avem o relație bună cu ei. Și cred că ăsta este rolul cel mai important al mindfulness-ului în relația aceasta părinte-copil. Mindfulness-ul sau atenția conștientă ne ajută foarte mult, în primul rând, în relația dintre noi și noi înșine. Tocmai pentru că se creează sau se facilitează și se accentuează importanța acestei relații cu mine însămi sau însumi, dacă sunt bărbat. Pentru că atenția conștientă și timpul pe care îl punem în practica mindfulness duce la crearea unei distanțe între partea din psihic, psihicul nostru care observă fără să judece și partea care gândește, simte, cumva fără existența acestei distanțe între mine și mine,
Nu putem să fim conștienți de ceea ce ni se întâmplă și ne identificăm cumva cu fluxul gândurilor sau al emoțiilor. Suntem una cu ceea ce gândim și nu ne dăm seama sau simțim să observăm ceea ce ni se întâmplă. Practic, în absența acestei atenții conștiente, în absența mindfulness-ului, suntem ca niște roboți. Ne comportăm mecanic, acționăm fără să știm ce facem, cum facem. Iar în relație cu copiii noștri, dacă luăm în calcul și bagajul emoțional și istoricul nostru psihologic, dacă nu suntem atenți și conștienți la ce facem cu ei și ce vor ei de la noi, ce nevoie au, riscăm să reproducem comportamentele pe care le-am văzut sau le-am trăit în relație cu proprii noștri părinți. Sigur că dacă aceste comportamente au fost benefice și mindful, putem să le repetăm automat fără să fie o problemă neapărat în relație cu copiii, dar copiii noștri rareori sunt la fel cum am fost noi atunci când eram copii, așa că chiar și dacă am avut cei mai mindful părinți, s-ar putea ca ceea ce au făcut ei cu noi când eram mici să nu se potrivească cu ce au nevoie copiii noștri. Deci, atitudinea asta de a fi conștient, de a fi un părinte conștient, un părinte mindful, ne ajută să găsim cel mai bun răspuns, cel mai potrivit răspuns în momentul prezent pentru copilul nostru. Vă dați seama că este dificil să găsim cel mai bun răspuns la 9 seara când suntem după o zi de muncă grea și copilul, nu știu, n-a făcut ce trebuia sau are o criză sau are atunci fix nevoie de noi să-l ajutăm să depășească o dificultate emoțională. Și practica mindfulness, simpla respirație conștientă și această distanțare față de ceea ce gândim și simțim în momentul respectiv, ne poate ajuta foarte mult să ne acordăm cu copilul nostru. Dar este, așa cum o scriu toți autorii de cărți de mindfulness, nevoie de practică. Cărțile ne ajută foarte mult să ne mobilizăm, să practicăm, dar dacă nu și facem acest exercițiu zi de zi de a medita, de a deveni mai conștienți și de a ne lua o pauză de la fluxul oarecum automat de activități sau de la rutina obișnuită, e foarte dificil să ajungem acolo, să ajungem să fim prezenți în relații și să ne cunoaștem pe noi. Mă gândeam să fac, apropo de Ziua Internațională a Sănătății Mintale, să fac un soi de paralelă și dacă asta influențează și comportamentele noastre de zi cu zi. Mă gândesc că în urmă cu, nu știu, 4 decenii sau 5 decenii, când noi funcționam, sau mai degrabă spus, părinții noștri funcționau așa pe slow motion. Da, erau mai, nu știu, lucrurile mergeau mai lent, oamenii aveau mai mult timp, aveai senzația așa că totul evoluează într-un alt ritm, într-un ritm probabil mai lent, cu siguranță mai lent decât ceea ce trăim noi, hai să spunem, de 20-25 de ani încoace, vria asta și nebunia asta, totul să se întâmple ieri sau în secundă asta, dacă se poate. Avem mult mai multe task-uri decât au avut probabil părinții noștri, joburi mult mai solicitante, unii poate chiar 2 joburi. Pe lângă partea asta de educație a copiilor și mai ales activitățile extracurriculare, să-l duc și la balet, dar să-l duc și la muzică și la vioară și la basket și la fotbal și așa mai departe. Factorii aceștia de natură socioculturală ar putea influența comportamentul nostru? Ne-ar putea cumva face mai agitați, mai lipsiți de răbdare, mai iritați? Nu știu, mă gândesc că e clar că trăim cu totul diferit față de cum trăiau, să spunem, în urmă cu 3-4 decenii părinții noștri.
Da, cred că am înțeles ce întreb. E adevărat că sistemul nostru nervos nu este conceput în mod natural să aibă atât de multe sarcini în execuție în același interval scurt de timp. Adică într-o zi, să zicem, de 12 ore, noi în prezent ne distribuim atenția între foarte multe sarcini, care poate pe acum 50 de ani nu erau atât de multe. Trebuia să, nu știu, să te trezești, să te îmbraci, să te duci la muncă, să faci ceva de mâncare și prin casă, treburi. Acum avem mult mai multe sarcini în desfășurare de-a lungul unei zile. Avem foarte multe solicitări care vin pe diferite canale virtuale, cărora ar trebui să le răspundem. Dar nu cred că îi mai e posibil în ziua de astăzi, nu știu, acum câțiva ani, 10-15 ani, era o chestiune de etichetă să răspunzi tuturor mesajelor pe care le primești. Acum e foarte dificil, adică ar însemna să stăm să facem corespondențe toată ziua și să nu ne mai putem ocupa de altceva pentru că vin foarte multe mesaje din foarte multe direcții, asta e una. Apoi, într-adevăr, cum ai spus, dacă avem copii, presiunea socială, moda, este să-i stimulăm foarte mult, pe foarte multe planuri, de mici, să-i ducem la activități diferite. Sigur că unii copii chiar sunt dotați și dau semne că au o aptitudine deosebită și poate că au nevoie să fie stimulați în mod suplimentar, dar majoritatea copiilor se dezvoltă sănătos cu stimulările firești pe care le oferă viața. Bineînțeles, firesc nu înseamnă să stea pe tabletă sau pe telefon 12 ore pe zi, ci să facă activități alături de alți copii sau alături de părinții lor, așa cum făceau copiii și acum 50 de ani. Să se joace, să experimenteze. Deci nu e neapărat nevoie să fie plimbați la trei activități suplimentare pe zi de la 3 ani. Eu sunt de părere că atunci când cresc și devin și ei conștienți, copiii pot alege activitățile pe care vor să le facă și se pot și duce singuri acolo, ca să nu mai fie o sarcină în plus pe seama părinților. Deci da, avem foarte multe sarcini de rezolvat în cursul unei zile, în cursul unei săptămâni, în cursul unei luni, mult mai multe decât aveau părinții noștri, pentru că trăim într-o societate de consum și asta este felul cum este gândită. Sigur, sunt și avantajele pe care poate le trecem cu vederea ale societății de consum, bunăstarea și faptul că, din punct de vedere material, o ducem mai bine decât o duceau părinții noștri, sunt și dezavantaje, și anume faptul că alergăm tot timpul după ceva și nu mai avem timp să ne tragem sufletul. E foarte important să ne tragem sufletul, să avem acest timp de a respira și de a lua o pauză. Putem să facem lucrul ăsta chiar și dacă suntem angajați într-o grămadă de sarcini exterioare, putem să ne găsim 20 de minute pe zi în care să luăm o pauză și să respirăm conștient sau să medităm, să practicăm o formă sau alta de pauză conștientă. Și sănătatea noastră psihică nu ar avea decât de câștigat de pe urma acestor câteva zeci de minute de pauză conștientă, de mindfulness. Pentru că avem nevoie de un spațiu interior care să nu fie plin cu sarcini de făcut. Un spațiu interior în care să poată apărea ceva nou. De multe ori, oamenii care practică meditația ajung să descopere că e posibil să faci mai puțin și să fii la fel de eficient sau mai eficient, să nu pierzi și să nu afectezi neapărat ciclul consumului, zici că pui în pericol economia și faci un rău social. Deci e posibil să descoperi în acest timp de pauză, în acest spațiu interior care se dezvoltă, soluții creative
pentru echilibrul tău psihic, pentru sănătatea ta, pentru sănătatea familiei și pentru binele mai mare al celor din jur. Nu trebuie să fim tot timpul în roata de hamster, alergând și văzând că lista de de sarcini nu se termină niciodată. Și părinții și bunicii noștri aveau sarcini care nu se terminau, dar aveau mai mult timp de pauză. Pauza chiar era respectată. Erau respectate sărbătorile, erau respectate orele de odihnă. Siesta de după amiază. Mai mult, da. Cel puțin eu așa mi-aduc aminte la bunicii mei, care au avut o viață grea și au muncit destul de mult. Totuși, ritmul vieții lor alterna între perioade de activitate și perioade de odihnă. Ei aveau și o vârstă, da. Probabil că și asta ajută, că de la un punct încolo nu cred că mai faci față fizic alergăturii. Dar practica mindfulness nu are decât să, nu are cum decât să ajute, cu mici excepții. Sunt și situații în care e de evitat și acelea sunt situațiile de patologie severă. Dar sunt mai rare. În general, să-ți iei pauză și doar să respiri sau să bei în liniște un ceai sau o cafea și să încerci să fii conștient la tot ce faci, nu are decât să aducă beneficii. Și e ceva aparent ușor. Greu e să te ții, să fii consecvent. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting, și am vorbit despre mindfulness, mindfulness în relația părinte-copil, în cadrul campaniei Zilele Sănătății Mintale, campanie pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald, recomandarea noastră de carte, Pe locuri, fiți gata, respirați, practicați mindfulness alături de copiii voștri pentru diminuarea crizelor emoționale și o familie mai liniștită, de Carla Naumburg, carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Iulia. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!